Dedea și Dumbravă, foști angajați ai Serviciului Român de Informații, au stat pentru prima dată în sala de judecată în boxa acuzaților. Ambii au cerut, după două luni în care au stat sub control judiciar, ridicarea acestei măsuri preventive. Trei ore a durat ședința la Curtea de Apel București, iar magistrații au amânat procesul pentru săptămâna viitoare, când cei doi, dar și avocatul inculpat în același dosar de corupție, vor veni din nou. După două luni de audieri și vizite la secțiile de poliție pentru semnarea controlului judiciar, avocatul Doru Trăilă și generalii în rezervă Coldea și Dumbravă au ajuns azi la Curtea de Apel București. Primul a fost Coldea. La ora 8:50 a intrat în instanță. Doar ne apărăm în virtutea dreptului la apărare. O să vă spun câteva cuvinte la ieșire. 5 minute mai târziu, ca inculpat și nu ca purtător de bilețele galbene, cum a fost acuzat pe vremea când era șeful direcției juridice din SRI, a ajuns Dumitru Dumbravă. Nu dau declarații, așteptăm să se pronunțe instanțele. La ora 9 a început ședința în care cei doi au stat în boxa acuzaților, dar și avocatul Doru Trăilă, despre care procurorii DNA spun că era legătura cu magistrații pentru a trage sforile în justiție. Toți au cerut să scape de controlul judiciar impus de procurorii anticorupție la sfârșitul lunii mai și prelungit după două luni. La ora 12, toți inculpații au părăsit Curtea de Apel București. Discutăm despre fond. De fapt, am dat o declarație acolo, sigur că da. Așteptăm rezultatul. În fața legii nimeni nu este mai puternic decât legea. Procurorii DNA tocmai pentru asta i-au inculpat pentru grave fapte de corupție în dosarul anului. Că prin intermediul avocatului Doru Trăilă, care ar fi creat un paravan sub aparența consultațiilor juridice, interveneau contra sutelor de mii de euro pentru diversi inculpați pentru a le optimiza dosare de pe mesele judecătorilor. Procesul care s-a judecat astăzi a fost amânat pentru luni, pentru a le da avocaților un răgaz de a studia dosarul.